Cine s-a gândit cât de mult ai de câștigat atunci când călătorești? Go Volunteer și Go Antreprenor ne-au oferit un răspuns. Două dintre programele ISEC s-au reunit într-un eveniment Go Global, ce a avut loc în această săptămână în cadrul Universității de Vest. Cu mai multe detalii vine colega noastră, Gabriela Halmi. Internship, startup, voluntariat. Trei cuvinte cheie atunci când ne referim la Go Global. În colaborare cu Erasmus, ISEC oferă studenților burse pentru stagiile internaționale și șansa de a-și crea propria experiență de depășire a limitelor. Spune-mi câteva lucruri despre programul pe care îl coordonezi. Bună, eu sunt Petruța, sunt vicepreședinte în ISEC și coordonez departamentul de Global Antreprenor. Trimitem studenți în internship-uri în startup-uri. Internship-urile sunt pe o perioadă de 2 luni în startup-uri internaționale, peste tot în lume. La evenimentul de astăzi avem o colaborare cu Erasmus. Studenții primesc burse de 600 sau 700 de euro pe lună pentru a face internship-uri în startup-uri din Uniunea Europeană. Cum pot să fac eu parte din program? Ce ar trebui să fac? În primul rând trebuie să fii student la UVT, să ai media minim 7 și să aplici pentru bursă. Ce beneficii aș avea? Beneficii foarte multe. În primul rând îți creezi experiența profesională, lucrezi pentru prima oară într-un startup, în momentul în care te-ai întors în țară ai deja un adaos foarte mare la CV. Mai mult decât atât, stai 2 luni într-o țară străină, vizitezi, ai contact direct cu cultura, vezi foarte multe insights-uri din țara respectivă și poți să te întorci cu prietenii internaționale, fiindcă nu vei fi singur, vei fi alături de voluntari internaționali acolo. În ce constă programul pe care îl coordonezi? Okay, eu coordonez programul de voluntariate internaționale, voluntariate pe perioadă de 2 luni. Asta înseamnă că se merge într-o țară străină, undeva în Europa sau poate chiar undeva în lume, și se lucrează pe diferite cazuri sociale sau proiecte sociale, cum ar fi pe educație, pe partea de gender equality și no hunger, pollution și tot felul de programe de genul acesta. Proiectele sunt bazate pe câteva goluri, goluri identificate de către Națiunile Unite și se lucrează pentru ele pentru a fi soluționate undeva până prin 2030. Cum pot să fac parte din program? Dacă vrei să faci parte din programul Global Volunteer, poți aplica pe platforma noastră, isec.ro, unde efectiv ajungi pe o platformă de aplicanți, acolo te înregistrezi, se face un cont, iar dacă vrei să beneficiezi și de programul Erasmus, condițiile sunt aceleași ca și pentru programele lor, cel de Erasmus Plus, unde trebuie să ai media de minim 7 și să fii integralist la momentul plecării. Și ce beneficii aș avea eu ca student sau ca... În primul rând, ca și... ai beneficii ca și persoană, pentru că sunt niște programe de care aduc impact social. Ajuți efectiv la soluționarea unor probleme globale. Pe lângă asta, te dezvolți și personal și dezvolți și oamenii din jurul tău. Efectiv, sunt beneficii personale pentru tine și pentru lume. Studenții interesați de oportunitățile ce li se oferă nu au ezitat să fie prezenți în cadrul evenimentului. Au pus întrebări și au aflat detalii despre cum pot aplica pentru unul dintre programele prezentate. De ce te afli aici? Vrei să faci parte dintr-un program anume? Da, m-ar interesa în general să caut un internship și să caut experiență nouă, să descoper lucruri noi, pentru că atât m-am avut o atitudine foarte, foarte deschisă către oameni și către lume și mi-a plăcut foarte mult tot timpul ideea de a mă conecta cu oameni, cu locuri noi și de a avea experiență noi. Contează foarte mult, pentru nu numai ca experiență profesională, dar și pentru tine, ca om. De ce ai venit la acest eveniment și dacă cumva vrei să faci parte dintr-un program anume? Bună, da, chiar aș vrea să fac parte dintr-un program și ăsta e și motivul pentru care am venit, sunt interesată de programele pe care le aveți. Pe care dintre ele? Nu sunt sigură, vreau să aflu mai multe. De ce te afli aici? Vrei să faci parte dintr-un anumit program? Da, vreau să fac parte din programul Go Global pentru că îmi place să călătoresc și vreau să încep cariera în IT cu un internship. Crezi că ar fi acesta un început? Da, de ce nu? Ea ar fi un început foarte bun, adică un internship înseamnă să intri într-o companie, mă rog, aici, într-un startup în care poți să învăț ceea ce îmi place să fac.